lui Dumnezeu că mă aflu aici, fie pentru prima dată că mă aflu în jurul comunității dumneavoastră, că îmi exprim bucuria, privilegiul și onoarea de a mă afla aici, într-o comunitate care m-a cucerit pe parcursul slujbei cu frumusețea și ordinea pe care le întreține. Este așadar o bucurie pentru mine să dau mărturie, nu în calitate oficială neapărat, mai ales în calitatea mea umană, de om care îl cunoaște pe Părintele Bogdan de foarte mulți ani. Am lucrat împreună în cadrul Patriarhiei Române, în cadrul administrației patriarhale, mai precis în cadrul biroului de presă, un departament strivit de urgențe, de probleme, cărora, dacă nu le faci față, în timp foarte limitat, te înghit. Venind aici, văd că amprenta preoților care sunt în mijlocul dumneavoastră una foarte puternică. În primul rând, mă scuzați, îmi exprim și eu personal părerea de rău, regretul, condoleanțele adresate comunității dumneavoastră pentru recenta pierdere a Părintelui Marian, pe care a salat Domnul după o suferință care ne-a luat pe toți prin surprindere, rămâne, aduce sigur după ea un gol sufletesc, un gol care însă sunt convins că actualii preoți slujitori, atât Părintele Bogdan, cât și distinsul său coleg, îl vor umple cu faptele lor probate deja până acum. N-ar putea arăta așa o biserică atât de frumoasă, nu s-ar cânta atât de frumos într-o biserică, cum am auzit astăzi, nu s-ar rosti la unison, ca unui ați rostit crezul, dacă nu ar fi fost alături de dumneavoastră niște preoți care să vă ghideze, să vă arate această frumoasă cale. Cum spuneam recent, bisericile sunt spații ale decenței, ale ordinii, ale curățenii, nu ale dezordinii. Iar dumneavoastră, această comunitate, repet, care mă onorează prin întâlnirea de astăzi, este un exemplu extraordinar. Despre Părintele Bogdan Teleanu e greu să mai adaug eu ceva, îl cunoașteți foarte bine mulți dintre dumneavoastră. În calitate de fost coleg, care a fost alături de mine zilnic în ultimii 5 ani, a dovedit, fără multe cuvinte, niște calități care se întâlnesc rar. E vorba de o foarte mare decență, e vorba de un simț al măsurii, al echilibrului, al discernământului și mai ales de o capacitate de implicare extraordinară. Nu-i găsesc prea repede termen de comparație când mă gândesc la asta. A fost un om pe care m-am sprijinit de plin și care m-a sprijinit, firește nu numai pe mine, ci întregul birou de presă al Patriarhiei Române. Știți foarte bine cât de mult a fost implicat în perioada aceasta care ne strivește încă pe toți, această pandemie, spre care vă îndemn să priviți cu ochii largi, larg deschiși ai credinței, pentru că, știți bine, credința adevărată ne trimite la lucrurile de dincolo de rațiune, nu la cele împotriva rațiunii. E foarte bine că aveți alături niște părinți slujitori atât de ordonați, atât de implicați și că dumneavoastră vă situați, așa cum văd, într-o linie a ordinii, a ascultării firești, frățești și care se traduce doar sau se explică doar printr-o interiorizare foarte frumoasă a credinței. Îi doresc Părintelui Bogdan, alături de distinsul său coleg, slujitor, să găsească calea și mai adâncă de întâlnire cu dumneavoastră, să găsească calea aceasta pe care împreună să mergeți mai departe pentru a fi exemplari la nivelul bisericilor din București și, bineînțeles, reprezentativ pentru ceea ce înseamnă Biserica Ortodoxă Română. Sunt foarte bucuros că am putut să
ca o mărturie despre doar câteva lucruri, aș putea, evident, să spun mult mai multe, dar nu este necesar, pentru că faptele în tăcere vorbesc despre fiecare dintre noi. Să ne ajute Dumnezeu să ne revedem cu bine, sănătoși și să vă doresc puterea de a-i sprijini pe preoții dumneavoastră, care la rândul lor vor sprijini tot ce presupune actul acesta de slujire, de caritate, de pedagogie până la urmă, în sensul de orientare a comunității în care vă aflați. Vă mulțumesc foarte mult și să ne ajute Dumnezeu tuturor.